numărul 308 din 22.07.2016. La ședință participă mare majoritatea consilierilor, deci este legal constituită. Vă rugăm să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Cine face propuneri? Păi dacă s-a hotărât, cred că s-a hotărât pe trei ședințe. Trei ședințe n-au fost una? Trei, da? Trei, da, 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 ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare a Consiliului Local. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 2016. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea concesionării unei suprafețe de 1000 de metri în vederea desfășurării activității economice. 4. Probleme diverse. Vă consult dacă mai sunt și alte propuneri. Ne mai fiind și alte propuneri, supun spre aprobarea dumneavoastră ordine de zi. Cine-i pentru, împotrivă, să abține cineva? Da. Eu așa văd ceva de... Poftiți, poftiți. La punctul numărul 3. Da, o secundă. La 3? Da. Ziceți? Aici spune clar aprobarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Aprobarea. Am citit în... Dacă luați și dumneavoastră documentele de la punctul 3, care sunt la dosar acolo, practic este o, nu este aprobare, ci aprobare este principiu. De principiu. De este o diferență între aprobare, da, și aprobare de principiu. Da, dar să se specifice aprobare de principiu. Da, putem discuta punctual pe fiecare punct. Absolut, și cuvântul dumneavoastră de discuție va fi consemnat în procesul verbal, iar în procesul verbal în data viitoare, da, domnule, aveți contestație. Proces verbal de luna trecută nu avem pentru că a fost instalare. Nemai fiind alte probleme, nu am supus întrebarea, vă supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi. Pentru? Vă mulțumesc. Trecem la primul punct de vedere și dăm cuvântul domnului primar. Expunere în mulțimea la proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Domnilor consilieri, prin proiectul de hotărâre de față am propus noul regulament al Consiliului Local, având în vedere că suntem la început de mandat. Proiectul de regulament propus este întocmit în conformitate cu regulamentul cadru aprobat prin ordonanța de guvern numărul 35/2002 cu prevederile legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, precum și cu celelalte prevederi din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală. Este o hotărâre deosebit de importantă ce trebuie luată de Consiliul Local, ce stă la baza funcționării organului deliberator. Având în vedere cele mai sus arătate, vă rog să deliberați asupra proiectului de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în ședința ordinară al Consiliului Local astăzi, 29 iulie 2016. O să vă citesc și raportul domnului secretar, subsemnatul Manea Venea Vasile, secretarul comunicăților de județul Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local, arăt următoarele. Proiectul de regulament este întocmit în conformitate cu regulamentul cadru de organizare a Consiliului Local, aprobat prin ordonanță de guvern numărul 35/2002, completat cu dispozițiile legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor local, precum și cu prevederile legii numărul 215/2001, modificări după modificată după data de 2002. Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond și formă, putem fi supus aprobării Consiliului Local în ședință ordinară din 29 iulie 2016. Și acum o să trec și la proiectul de hotărâre, adică propunerea proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Coțofănești. Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Olariu Lădă, prin care propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Coțofănești. Raportul de specialitate a domnului Manea Vasile, secretarul comunei. Raportul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunii Coțofănești, respectiv Comisia Administrației Publică Locală, Juridică, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice, a Drepturilor și Libertății Cetățenilor, avizul secretarilor comunii, având în vedere prevederile ordonanței guvernului 35/2002. Privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local, văzând dispoziții legale legii numărul 393/2008, septembrie 2004, privind statutul
aleșilor locale modificată și completată, în conformitate cu articolul 36 alinia 2 și litera A și alinia 3 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, în temeiul articolului 45 alinia 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, Consiliul Local al Comunei Cotrofrești propune spre hotărâre. Articolul 1. Se acordă spre aprobare regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Cotrofănești, așa cum este prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre. La articolul 2. Cu data prezente se revocă hotărârea Consiliului numărul 26 din 31.07.2012 și aici o să fac o paranteză, este vorba de constituirea vechiului Consiliu Local 2012 din 4.4.2016. Deci se revocă acea hotărâre a Consiliului Local din 2012, urmând a se aproba un nou regulament de funcționare, adică pe scheletul cel care este în lege, în 2016. La articolul 2, prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului, primarului Comunii Cotrofănești, membrilor Consiliului Local al Comunii Cotrofănești. Va fi publicat prin afișare la sediul Consiliului Local al Comunii Cotrofănești. Inițiator de proiect este primarul Comunii Cotrofănești și acum o să vă arăt, el este foarte stufos. Eu o să vă spicuiesc câteva lucruri din el, din regulamentul de funcționare al Consiliului Local, după care dumneavoastră e bine să-l lecturați în Comunii Primare și dacă vor mai fi ceva, știu eu, adăugiri sau ceva probleme, putem veni în altă ședință ulterioară, adică cea din luna viitoare. Ce aș vrea eu să punctez? În primul rând, vreau să vă felicit pentru noul mandat de consilier al Consiliului Local al Comunei Cotrofănești. Să le mulțumesc prese că este prezentă în mijlocul nostru și ședințele sunt, deci, transparente. Pentru că sunt la dispoziție, le găsiți pe site-ul primăriei sau intrați pe ședințele Consiliului Local al Cotrofănești luna, iunie, iulie, august, ce vreți dumneavoastră. Și le găsiți acolo. Deci, transparență există. Ca să se știe lucrul ăsta. Oamenii pot urmări. Bineînțeles, nu toată lumea știe să mânească un calculator, dar mai au nepoți, mai au copii, mai au, nu știu de cineva care se pricepe. Și dacă spune nepotul sau copilul, se află și află și cumnatul și vărul și tata și mama și așa mai departe. Și să-mi dorești, să vă doresc, să ne dorim, folosim toate timpurile ale verbului, să ne dorim să avem un mandat liniștit, fructuos, în care să primeze într-adevăr interesele cetățeanului, adică să fie bine cetățeanului, prin hotărârile pe care le vom lua împreună cu noi. Ce vreau să specific de la început? Consiliul Local, în speță consilierii locali și delegații sătești, nu sunt subordonați primarului, așa cum nici primarul nu este subordonat Consiliului Local. Este foarte important să știu acest lucru, pentru că nu vrem să confundăm una cu alta. Una, alta e alta. Dumneavoastră, prin legea numărul 215, pe care vă invit, eu am tăiat-o ca să încap în dosar, că am pus, 215/2001, republicată cu modificările și adăugirile corespunzătoare, e bine să o lecturați, e bine să știți care sunt atribuțiile dumneavoastră, care sunt îndatoririle dumneavoastră și ce puteți face și ce nu puteți face. Important este ca în prima ședință era foarte important să se aleagă președintele și secretarul fiecărei comisii de specialitate, cele trei comisii, datorită faptului că nu sunt prezenți toți consilierii, din motive, zic eu, destul de întemeiate. Domnul Plopliviu este internat în spital la Bacău, spitalul mare. Domnul Jean Iuș n-a putut să-și facă schimb de tură și este la CFR-ul Nu te duci. Domnul viceprimar este în concediu de odihnă. Deci cei trei sunt? Să mai e cineva? Nu. Domnul Bulacea trebuie să apară. Din acest motiv, sau din aceste motive, nu putem să alegem să se constituie conducerea comisiilor și vă propun să o amânăm pe data viitoare. Și am să vă spun de ce nu se poate. Sunt comisii de ore, fiecare comisie formată din 3-5. De 3-5, deci din numere impare. Dacă se opune la vot fiind 4,
poate să fie balotaj, 2-2, și o să stați până dimineață când nu se reușește să facem nimic. Și nu are rost să pierdem timpul, pentru că timpul este destul de, știu eu, bine planificat pentru fiecare. De aceea vă propun dumneavoastră, domnilor consilier, ca în prima ședință, și sper că la prima ședință, și fac apel la dumneavoastră ca la prima ședință, să fie prezentă toată lumea. Și aș vrea să mai, dumneavoastră, ca și Consiliul Local, prin lege, prin legea 215 pe care am invocat-o mai multe, 215 domnilor, cu modificări și completări de ulterioare, sunteți organul deliberativ. Deliberativ înseamnă că aici, în ședința Consiliului Local, se vin cu proiecte de hotărâri și dumneavoastră votați sau nu votați. Bineînțeles, în prealabil, după ce au trecut în comisiile specialitate. Orice hotărâre de Consiliul Local. Depinde de, știu eu, de, nu de forma ei, de țelul ei, că e pe parte economică, că e pe parte de învățământ, că e pe parte de agricultură. Fiecare comisie, că e pe parte juridică, fiecare comisie va trebui să ia hotărâri înainte de a intra în ședința în plen în Consiliu. Deci dumneavoastră sunteți organ deliberativ, aveți dreptul să votați sau să nu votați, până la urmă minoritatea se supune majorității, că așa este legea făcută. Vreau să mai amintesc un lucru. Consiliile locale și consilierii locali și comisiile nu sunt organe de control. S-au mai înțeles în anumite locuri că sunt organe de control. Nu sunt organe de control. Ei vin cu proiecte de hotărâri, vin cu propuneri, dar nu sunt organe de control. De controlat are ce să controleze, corpul de control al prefectului, curte de conturi, știu eu, celelalte instituții, abilitate în acest sens. Primarul și viceprimarul, care în același timp viceprimarul este și consilier local, cu drept de vot, dar neplătit, ca să spun mai numărește, deci sunt organe executive. Aceste organe executive trebuie să pună în practică hotărârile Consiliului Local, adoptate în cadrul Consiliului Local. De aia am spus că sunt două entități, Consiliul Local și Executivul, două entități bine definite, care nu se supun una altea, în schimb colaborează și execută după vot. Executivul execută, pune în aplicare hotărârile Consiliului Local. Acum sunt multe de spus. Orice hotărâre a Consiliului Local, care primarului se pare că este abuzivă, că este fără respectarea legii, poți să o atace în contencios la instituția prefectului, la contenciosul administrativ și să fie anulată, să fie repusă iar pe tapetul Consiliului Local. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Dar am să mă opresc la un lucru care e foarte important. În ceea ce privește prezența la Consiliul Local, la ședințele Consiliului Local, fie că sunt ședințe ordinare, cum e aceasta, este ședință ordinară, care se convoacă cu minim 5 zile înainte de către secretarul comunei, fie că sunt extraordinare, care poate fi cazuri... 3 zile sau pe loc. Exact. Așa, 3 zile sau pe loc. În 12 ore sau chiar pe loc, într-o oră. Deci acele sunt extraordinare care impune acest lucru. Știu eu, vin niște bani și poți să-i pierzi o rectificare de buget urgentă, o stare de necesitate, Doamne ferește, cu tremur, amnicătă teren, știu eu ce se poate întâmpla, o molimă de boală, de, e ceva. Adică ședințele cu caracter urgent. Cu care sunt cu caracter urgent și se poate convoca imediat. Vreau să vă spun de prezență. Țin foarte mult să fim prezenți toți și să fim la orele la care am stabilit. Domnul profesor, să spun la prima ședință și acum o să vă acceptăm scuzele. Dar este bine să fiți mai ales comisiile în care știți că dumneavoastră când primiți invitația, primiți și ordinea de zi a ședinței. Și acolo se spune ce. Și vă dați seama la fiecare șef de cei din comisia respectivă, trebuie să vină mai repede, să ia în discuție în comisie, cu domnul secretar acolo, să dezbată, să pună la vot și trebuie să veniți mai repede. Dacă ședința e la ora 2, minim la 1:30 trebuie să veniți, la 1:15, la un exemplu. Când vedeți dumneavoastră, trebuie să dezbateți acolo, mai cereți lămuriri, mai cereți clarificări și așa mai departe.
deci trebuie venit la timp. În cadrul legii spune că persoana, consilierul, care lipsește trei ședințe nemotivate, este exclus din Consiliul Local. Dar atenție, trei ședințe nemotivate. În cazul în care omul a fost la spital, noi până la urmă acceptăm, pentru că noi facem și regulamentul ăsta, ăsta e regulamentul cadru, de aia și spune cadru. Noi ne ghidăm după el. Este la serviciu, nu poate pleca, își pierde omul serviciu. Nu suntem absurzi ca să se întâmple lucrul ăsta. Dar eu zic după mine că e bine să fim prezenți, să luăm toate hotărârile aici în plen și propun de asemenea că atunci când ești la serviciu, pentru că ești plătit la serviciu, nu ești plătit și la Consiliul Local. Acceptăm să fiți plătiți la Consiliul Local. Eu propun dumneavoastră, dumneavoastră propuneți ce vreți. Eu spun cum ar fi, cum aș vedea eu lucrurile. În cazul în care omul este în spital. În cazul în care este bolnav la pat, nedeplasabil, netransportabil. În cazul în care are un deces în familie. În cazul în care are un eveniment plăcut, uite, o muncă în familie. Îți fac ședința sâmbătă și are fiică-sa sunt mărită sau fiul sensuală. Deci sunt lucruri care trebuie să înțelese, deci propun să fie plătite. Dar în momentul când lipsești, îi la serviciu, că nu știu ce, eu zic să fie, să nu fie plătit, adică să fie și absent și neplătit, în schimb, absența fiind motivată. Bine, puteți veni motivații medicale, adică cu scutiri medicale, anumite lucruri. Dar este bine de știut lucrul ăsta. Ședințele ordinare se plătesc, ședințele pe consilii locale se plătesc, ședințele extraordinare nu sunt plătite. Dacă vreți să vă mai spun ceva, eu cam asta am vrut să vă spun în mare. În mare, vă spun, regulamentul este destul de stufos. Îl puteți lectura și dacă dumneavoastră la ședința următoare aveți ceva de contactat, să veniți cu, știu, cum noi propuneți. Domnul președinte al ședinței va trebui să supune dezbaterii Consiliului Local și, în final, aprobări prin vedere. Despre asta vreau să vă spun. Da. Vă mulțumim frumos. Dacă cineva dorește să discute pe această temă, domnul Plopoftiț. Rugămintea mea este pentru a veni bine documentați și informați legat de ceea ce se discută în hotărârile de Consiliu. Eu am solicitat și anterior, am adresă de lucru și vă rog foarte frumos cei din cadrul primăriei care se ocupă de așa ceva, sunt trimite și mie așa ceva. Dacă nu, vă rugăm comisiile să aibă dosarele respective fiecare în fața lor. În momentul de față s-a întârziat, că asta este prima ședință, dar vă rugăm pe viitor, eu vreau să fiu foarte bine documentat ca să știm ce hotărâm și ce semnăm. Domnul secretar, vă rog să-i dați răspunsul domnului. Este adresa de mail, am lăsat-o și rândul trecut. Ce-a spus de asta e. Da, nu mă supăr, că dacă mă caut acasă nu mă găsești, dar în schimb adresa de mail. Dar ăsta era regulamentul, era cu calculatorul meu. Totodată hârtiile care se fac pentru a fi informați și a citi exact cum venim la dumneavoastră cu 5-10 minute sau un sfert de oră înainte să citim documentațiile, pot să mă documentez și pe adresa de mail. Vă mulțumesc. Dacă mai e altcineva care dorește să vă aibă propuneri sau să comenteze. Da, consider că domnul Plop a punctat bine. Deci da. Este vorba de articolul 40 alineatul 3 din legea despre care tocmai am vorbit. Domnul Plop, aveți adresul de mine? Domnul secretar, eu sunt aici. Și mă trimiteți. Dacă eu în 5 zile am timp să mă documentez, vin la dumneavoastră și solicit ce vreau să intru în... Nemai fiind alte probleme... Cunoștință de cauză, da. Supun spre aprobarea dumneavoastră regulamentul. Vreau să spun și eu celor noi veniți, consilierilor, bun venit, baftă, noroc și tot ce e mai bine și mai frumos pentru comuna noastră. Mai poftiți mai des și în afară. Da, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară 2016. Poftiți, domnul primar.
Da, doamna contabil este în concediu, o să-l prezintem imediat. Referat, subționată Iacob Miurea, contabilul la Comuna Cotroceni, județul Bacău, având în vedere legea bugetului de statul numărul 339/2016, prevederea articolului 19 alineat 2 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, rog a aprobat în ședință de Consiliu rectificarea bugetului după cum urmează. La partea de venituri se suplimentează cu suma de 20.000 lei la capitolul 36.06, taxe speciale. Se suplimentează cu suma de 15.000 de lei la capitolul 0401, cote și sume defalcate din impozitul pe venit. La partea de cheltuieli, suplimentează cu suma de 10.000 de lei la capitolul 5102, autorități publice locale, titluri, bune și servicii 5102-20, se suplimentează cu suma de 20.000 de lei la capitolul 740-205, colectarea, tratarea și distrugerea deșeului, titluri, bune și servicii 740220. Se suplimentează cu suma de 5.000 de lei la capitolul 7002, iluminat public, titluri, bunuri și servicii la 70.02.20. Se virează suma de 150.000 de lei de la capitolul 70.02, lucrări noi investiție, captare, aducțiune în magazinare și acord de electric, capătă mușoaia la capitolul următoare, la capitolul următoare de investiții. 70.02. 50. Întocmirea planului urbanist general, suma de 50.000 lei, alte cheltuieli de investiție. Capitolul 8402, execuție punte pietonală statul Cotroceni, cartier Rom, suma de 50.000 lei, lucrări noi. Capitolul 8402, execuție pod acces școală Tămășoaia, suma de 40.000 lei, lucrări noi. Capitolul 670250, construcție gar Lăcaș Curt, Cotroceni, cu suma de 10.000 lei, lucrări noi. Se virează suma de 15.000 lei la capitolul 6102-05, protecție civilă și protecție contra incendiului, bunuri și servicii la capitolul 8402-03, drumuri și poduri, bunuri și servicii. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de, local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Vădând expunerea de motive a primarului Comunii Cotroceni, având în vedere raportul înregistrat la numărul 3451 din 22.07.2016 al doamnei Iacob Miurea, contabil șef al instituției, având în vedere prevederile legii numărul 339/2015, legea bugetului de stat, având în vedere prevederile articolului 19 alineat 2 din legea numărul 273/2006, privind finanțele publice locale, în temeiul prevederii privind finanțele publice locale și articolul 36 alineat 5 litera din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată, propus pe hotărâre să se rectifice bugetul local de venituri și cheltuieli ale Comunei Cotroceni pentru anul 2016, după cum urmează. La partea de venituri cu suma de 20.000 lei la capitolul 3606 taxe speciale, se suplimentează cu suma de 15.000 lei capitolul 0401 cote și sume defalcate din impozit pe venit. La cheltuieli se suplimentează cu suma de 10.000 de lei la capitolul 5102 autorități publice, titluri bune și servicii 510220, se suplimentează cu suma 20.000 lei la capitolul 640205, colectare, tratare și distrugere deșeului, titlul bunii servicii 720220, se suplimentează cu suma de 5.000 de lei, capitolul 7002, lumina public, titlul și bunii servicii 7002220. Se sfirează suma de 150.000 lei de la capitolul 7002, lucrări noi de investiții, captare, aducțiune, magazinare și racord electric, capătă mășoaie la capitolul următoare de investiții. 7002, întocmire planul urbanistic general, 8402, execuție punte pietonale stat Cotroceni, 8402, execuție pod acces Tămășoaia și capitolul 670250, construcție gar Lăcaș de Curt Cotroceni. Se virează suma de 15.000 de lei la capitolul 610205, protecție civilă și protecție contra incendiului, la bunuri servicii la capitolul 84 bunuri servicii la capitolul 840203, drumuri și poduri, bunuri și servicii. Prin grija secretarului, prezentă autorizare se comunică prefect instituției prefectului primarului Comunei, Direcției Generale a Finanțelor Publice Bacău, Consiliul Județean Bacău și Compartimentului Financiar Contabil și va fi publicată spre afișare la Consiliul Local al Comunei Cotroceni. Asta este aceeași chestiune, este pătrunită. Știți foarte bine că în fiecare an, adică vorbesc de consilierii care au activat în Consiliul premergător actual de Consiliu. Totdeauna aproape de luna august se fac aceste, în iulie august se fac aceste rectificări de buget
datorită faptului că așteptăm și noi o rectificare a Guvernului României, care de regulă se întâmplă în luna august, în iulie, august, septembrie, uneori chiar s-a dus și în octombrie, sau au fost două rectificări, una în august și una în octombrie, și prin urmare și noi facem aceste rectificări la nivel de Consiliu Local. O parte din ei se duce la iluminat public, o parte din ei se duce la planul urbanistic general al comunei, care este foarte important și dumneavoastră știți că tot îl rostogolim acest plan urbanistic general al comunei de 4 ani de zile și nu reușim să-l terminăm pentru că se schimbă legislația, trebuie noi avize, noi acorduri, noi noi înțelegeri cu instituțiile abilitate ale statului, pentru că PUB-ul ăsta implică foarte multe lucruri, începând de la protecția civilă și până la Direcția Sănătate Publică și PSI și tot ce vreți și ce nu vreți, un telecom, E.ON, cei cu fibră optică, cei, deci aici trebuie să ai toate aprobările și la Ministerul Apărării Naționale, în Ateneu. Trebuie să ai toate aprobările. Foarte scumpe avizele, foarte scumpe aceste, aprobări și tot am mai alocăm sume ca să poate în acest an reușim să terminăm acest plan urbanistic general. Acest plan a fost necesar datorită extinderii intravenanului statelor comune prin solicitarea de construcții de case și de alte lucruri edificare gospodărești. O parte se duc la iluminat public și aici la iluminat public ne-a trecut foarte bine, eu am tot spus și repetat, ne costă foarte mult iluminat public și uitați-vă și acasă, plătim o sumă destul de mare. Eu am de plătit acum pe două luni, 7 milioane și ceva, groaznic de scump. Iluminatul public ne ajunge anual undeva la 800 de milioane, până 900 de milioane, fiindcă avem undeva în jur la 630 de lămpi, 70 de lămpi, până 700 de lămpi. Plus că trebuie să avem și întreținere la ele, dar mentenanța nu mai avem contract. Ne mai schimbăm de azi, Ghebușene. Dar e foarte scump la iluminat public. Mai avem dus la ele, la mai mare. Așa, era vorba. Și mai avem și de la ISU, de la Protecție Civilă, niște bani care pleacă de la ISU și se duc spre partea de proiectare. După aia sunt banii de la Tămășoaia. La Tămășoaia e un obiectiv pe care l-am început mai mult și vom continua la el. Îmi pare rău că nu am, ca să nu mai fie atâta tantan și discuție pe acea investiție de alimentare cu apa Tămășoaiei. Am analiza de apă de la Tămășoaia și o socat după pauză de fapt, o am făcută, pentru că nu ne permite să facem o investiție care apa să nu fie bună de consumat, în care, într-adevăr, concentrația de fier este cam mărișoară. Asta nu înseamnă că nu poate fi consumat, n-au zis că nu o să consuma. Acum încercăm ca la acel pus de captare să facem zone de protecție, să-i punem drenaj de filtrare și să mai facem o nouă probă de apă. Și acolo spun că am fi făcute. În schimb, cantitatea de fier, dar o să scot acolo. Mie cu roșu, nu spune că nu se consuma, nu fi bună de bombă. Dar spune că totuși concentrează, așa cum la Coțofănești, duritatea apei. Este calcaroasă. Deci, care știe, ce noi la Coțofănești, apa este foarte calcaroasă, deci așa de este, dar asta nu înseamnă cum e bună de consumat. Dar este bine de evitat și să pui filtre, pentru că calcarul ăla afectează unde la renit, pentru că oasă. Așa, dar nu înseamnă cum e bună de băut, totodată. Deci DSP-ul nu interzice a fi consumat, așa cum nici la fier nu interzice. Dar este bine de făcut ca să... Dar datorită faptul că mai durează aceste lucruri, și pentru că erau niște lucruri pe care trebuia să le... Am luat niște bani de la alimentarea cu apa satului Tămășoaia, până facem această zonă de protecție, acest filtru al apei și să vedem următoarea analiză. Era necesar pentru că la școala Tămășoaia aveam reclamații din jur, sau cel puțin la vecini, din partea sudică a școlii, dincolo de Căminul Cultural. Acel veciu care a fost făcut odată cu școala pe programul Băncii Mondiale s-a umplut. Deci este ochi. Bineînțeles că provoacă și mirosuri neplăcute în jur și în afară de asta nu mai pot folosi copiii. Deci investiția trebuia prioritară și nu de acum, de anul 2-3 de zile, trebuia un pot pe care puteam intra cu mașina de pitanjare. Nu putea intra pe acel pot și am desfințat.
Și a făcut un pod de beton care să putem intra. Maxim două săptămâni, are două săptămâni poimânele cu el. Da, maxim două săptămâni, cam la trei săptămâni, la 21 de zile, poate trece pe el. Se poate intra sub itanjăm acea zonă, acel WC de la școala de la Tămășoaia. Și mai aveam zona romilor în care nu aveam punct de copii, nu avea cum să ducă, pentru faptul că am blocat acea trecere de la Artan de aici. Nu se mai trece cu căruța, cu mașina pe zona aceea. Era singura punct de care și copii, acești copii de la Coțovănești merg la școală la Bâlca. Nu aveau pe unde trecere, trebuie să vină la puntea de jos. S-a făcut o punte de trecere acolo care era imperios necesară. Și o parte din bani s-au luat la PUC, la planul de urbanism generale. Asta cu condiția ca la rectificarea de buget să completăm rectificarea bugetului, care să o facă guvernul, adică prin consiliile județene, să completăm suma necesară înapoi la alimentare cu apa în statul Tămășoaia. Da, și mai era pentru gardul de la biserica, de la Coțofănești. La Coțofănești, pardon. Absolut, Coțofănești. Despre asta, dacă aveți cumva ceva nelămuriri, dacă dorește cineva să ia cuvântul, poftiți. Repet, dorește cineva să vorbească? Domnul Ploc, poftiți. La toate cele care au fost prezentate ca puncte care s-au... De rectificare, repet. Privind rectificare, da. Respectivele construcții, când au avut termene, de începere și de terminarea lor. Că sunt sigur că au fost niște termeni și aici prevăzuți. O secundă. La biserică n-a fost niciun termen. Și ce societăți fac? Iar la podul la Tămășoaia, dat faptul că WC-ul a creat probleme, s-a luat o decizie imediat. Fără planificare și fără termen de execuție. Ce societăți fac aceste lucrări? La biserică, la Coțofănești, s-a făcut cu forțe proprii. La Tămășoaia este o societate... Există documentație. Fără participare de licitație, prin mai mică de 10.000. Adică legat de sumele care sunt, să fie și lucrări de calitate făcute. Doamna, eu am spus înainte de a începe ședința la funcționarea Consiliului Local, că dumneavoastră puteți cere lămuriri și informații și este foarte bine și vi le aducem la... La ședința următoare, vă spune ce societate, cât a costat de vizul, dar acolo ne controlează curte de conturi, are timp să ne controleze ca statul lună și jumătate. Au controlat începând de la salariu și la ultimul pix cumpărat, până la investiții. Închipuiți-vă că prima dată controlează investițiile mari, cele mari. Astea sunt investiții mici, nu-s de anvergură, nu-i de asfalt, cu turnarea unui drum, cum e Borșanul, Coțovănești, cu asfalt, cu alimentare, cu apă, canalizare, o școală nouă. Sunt chestii care trebuie să sunt urgente, care trebuie să făcute. Dacă podul ăsta nu puteam face, încă el s-a făcut în termen, l-am făcut într-o săptămână și ceva. Dacă nu-l făceam acum în vacanță, ce făceam? Vitanjam WC-ul când începeau copiii școala, la școala, la Coțofănești, la gard, ăsta, preparați cu gardurile. Am stricat un gard, am făcut alt gard. Plătim numai material, gândurile, lețurile, oie și ce am luat, mărunți și ulei. Asta am făcut în regie proprie, ulei de dascăl. Unde acealaltă este făcută cu altă societate, o să primiți informațiile necesare, le transmitem pe hârtie, pe ce vreți dumneavoastră, pe adrese de mail, tot ce vă interesează. Poftiți cine mai dorește? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nemai fiind... alte discuții, supun spre aprobarea dumneavoastră cine este pentru. Să abține cineva? Să ascultăm. Trecem la punctul 3. Este vorba de o scoatere în concesiune a 1000 de metri pătrați. Poftiți, domnul primar. Nu 1000. 100 de metri. Iertați-mă. Da. Am făcut schimb de mergătoare. Spună, deci da. În principiu a venit, dar o să vă spun după aia că nu mai rămâne nici 100 de metri. Mai iertați că n-am. Raport. Subționatul Marea Vasile, secretarul Comunicăților Județul Bacău, având în vedere cererea numărul 3405-2107-2016 doamnei Nușica Maria, domiciliată în Comuna Coțofănești, județul sat Bâlca, județul Bacău, prin care solicită concesionarea unei suprafețe de 250-300 metri pătrați intravilan situată în satul Bâlca, în vederea desfășurării unei activități economice, clădire pentru
Comerț propun aprobarea în principiu în ședința Consiliului Local a acestei concesionări, urmând ca pentru stabilirea redevenței să se apeleze la un expert evaluator care după stabilirea valorii terenului va stabili o redevență ca preț de recuperare a terenului în 25 de ani. Atașez alăturați schița terenului. Acum, cei care sunteți în comisie, probabil că v-ați uitat. Schița este făcută de mine, nu este făcută de un profesionist, este făcută de mine. Fata, prima dată a zis 100 de metri, 100 de metri pătrați. 100 de metri pătrați nu se poate. Mai întâi să vă poziționez terenul. Terenul se află lângă școala Bâlca, paralel cu școala Bâlca, drumul care duce la Nicușorul Ogran, pentru că mă sunteți toți comunii coțofănești, drumul care duce spre Nicușorul Ogran la deal, în partea stângă știți că e zona spre Pârâu. Acea zonă spre Pârâu este zonă domeniu public al comunii coțofănești. Până în băiatul ăla, Matei Dan, care a construit. Dănu-ți parcă te-am, nu? Da, parțial acolo. Bogdan. De acolo la ăla și până aici, inclusiv unii zbrazi, acolo a fost parcul odată. Este domeniul public al comunii coțofănești. Bun. Fata asta de la Mușica asta, acum am fost și eu că cheam Mușica. Dar cine e? Laura. Păi da, uite că și eu am. Are chioșcul ăla. Și dată îi dă. Da. Evident, dar pe ce recum? Mușica Maria, ați spus. Doamne, Mușica Maria, așa, domnul. Înseamnă că a greșit domnul. Ce o cheamă? Pe cerere e Laura. Dar în sfârșit, domnule, nu știu de unde a scos numele ăsta, îi dați ceva de pomană pe deși. Avocatul. Da, fatul cheamă... Cum e? Nu, Mușică Laura, nu, au dreptate. Numele e bine, prenumele nu era bine. Nu-i mare, e Laura. Mușică Laura, Mușică. Bun. Dar trebuie de faptul că acel chioș funcționează pe, în curtea școlii și toți au avut probleme, că nu e voie, mai poliția, nu știu ce. Fata asta solicită să-și mute acel chioș din curtea școlii Bâlca, da, partea acum asta pe domeniul public. Ceea ce este absolut corect, este un cetățean solicită un lucru. Noi trebuie să-l dezbatem. Și acum vă spun un interviu. Deci de acolo și până la unii brazi aia, până în primele case, unde a stat Tânjan, și dincolo a stat băbuța aia care a vândut acum, e domeniul public. Acolo pe domeniul public, ceilalți din Consiliul care a activat până în 2016, știi foarte bine că avem aprobată ca investiție o grădiniță nouă. Acea investiție este absolut necesară. De aia spuneam că să facem de cele două și de la Tânjan. Așa, bravo. De asta să facem diferențele între investițiile mari și investițiile mici. Un pod, o punte, o gardă, astea sunt investiții mici. Mari sunt astea, școală, grădiniță, asfalt nu public. 200 de metri pe 300 de metri. Peste Părăiași era, am impresia că erau WC-urile ale școlii. Da. Păi eu le-am prins acolo în picioare, alea demolate de mine. Acolo e placă de beton, turna, dar s-a acoperit, nu e nimic. Bun. Acum grădinița se întinde de la Părăul Tânjale, chiar din Tânjale de acolo, se întinde până dincolo de Părăiașul ăsta, că e și loc de joacă, dar nu cu mult, cu vreo 7 metri. Ia să-și dă de rog. Că am fost cu ori. Ei, de acolo este liber. Fata asta nu vrea, că nici nu mă încurcă. Fata asta vrea, de la limita de proprietate a lui Bogdan ăsta, lui Matei Bogdan, vrea 15 metri încoace, cu adâncime de 26 de metri. Și am spus că e mult, trebuie să mai renunțe, ori din numărul lățimii, că vrea 300 de metri pătrați. Când 100 de metri pătrați, nu te puiți să vă ce să facă. Era 5 metri pe 20 lungime. Că eu nu pot să-l fracționez, termăști, îți dau 5 metri, îți dau 10 metri, nu am pe 15 metri. Să o dau toată fâșia, că spate nu mai există nimeni. Și acum, o rămân stabilească. Eu am făcut aici o schiță și am arătat și terenul care urmează a fi concesionat, și imobil, și drumul. Ei, și între fata asta, între grădiniță, că n-am vrut să fie, am ținut conști de asta, vreau că tot își face acolo magazin, poate vinde și o sticlă cu bere, poate și apă, bare să vândă și băutură, face terasă. Să nu fie în gardul cu grădinița, să fie în extrema cealaltă. Și drumul care duce în Daras acum, trebuie să-l mutăm dincolo de grădiniță. Și este foarte bine, pentru că așa am prevăzut, pentru că la, acolo în Daras va trebui făcut o punte de trafic ușor, ceea ce pomeneam eu, adică pietonală de trafic ușor, mașini, mici, căruțe, ori facem un pod ca lumea și drumul să fie mai aici, mai în partea asta, pentru că aici Albia Pârâului se îngustează, adică cât de cât este regularizat. Și facem drumul și de la drumul care îl facem, până în fata asta unui concesionăm, mai sunt deja încă 20-30 de metri. Deci este separat și de școală și de grădiniță, ceea ce solicită ea.
Eu am avertizat-o la început că procedura este destul de greoaie și e nevoie asta, pentru că acum noi va trebui să aducem un evaluator să vadă care este prețul terenului, ca să propunem un, să venim la concesiune, un preț cu caietul de zarbă, cu prețul cu tărescul. Da, un evaluator, după care faci evaluare, trebuie aprobat în consiliu. După aceea poate mai vrea și cineva și absolut, absolut. Da, interesul nostru este și așa îl ținem degeaba și aruncă lumea. Acolo parcă era programat o grădiniță. Nu, nu, aici nu, 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 stați-o, aici unde vine locul de, unde vine grădinița, vine și loc de joacă a copiilor cu tot. Se încadrează și loc de joacă. Pentru grădiniță. Nu părculeț public cum nu. Nu, dar e loc. Între asta, între drum, între drumul ăsta și ăsta e loc și de parc. Eu spun ce discuții au fost cândva. Da, da, da. Aici. Da, absolut. Absolut. Public cum este la Cotocănești și cum este absolut. La Cotocănești. Este loc, este loc. Între cei dăm, propunem spre, aprobăm spre concesionare fete ăștia și drumul care va veni nou, este loc și de parc. Și este foarte bine, adică, cum să spun, vine ca un centru civic, școală, grădiniță, auzit, da? Centru comercial. Centru comercial, corect. Și este ca un... Da. De asta spun că noi, de treaba dumneavoastră, votați, nu votați, oricum, e un domeniu public, fata solicită, noi trebuie să, dacă nu aprobăm, spunem de ce nu. Nu, așa. Și e bine să... Comisia, vă rog. Comisia avizează favorabil. Vă mulțumesc. Vă rog, discuție pe marginea acestui subiect. Ce ne? Deci, fiind aprobarea de principiu. Da, e de principiu pentru faptul că nu avem să se specifice, de clar, de, de principiu a, și să stabilim suprafața acum totuși. Da, trebuie să vedem. Deci nu numai dimensiunile nu le... Deci să apară modificări acolo în ce semnăm. Deci da, 300 de metri pătrați. Nu e ca să se hotărască cât vrea la lățime, că lungimea n-am cum să o mai zic. Mulici. 26 de metri, 25 de metri. Lanțor. De aici trebuie să joace. Adică nu mai vrea 5, o să vrea 12. Dar bine, o să se stabilească exact din, limitele terenului și o limite, valoarea de... O limite, două de limite stabilite. Da. Una este gardul proprietatea lui Marian, una e altă gardul celălalt spre râu. E vorba de deschiderea. Așa, deschiderea, da. Exact, deschiderea. Da. Și deschiderea trebuie făcută în așa fel încât să nu afecteze ce mai rămâne. Nu, păi da, da. Eu, asta e fâșia de teren, mi-a fi fâșia. Știu exact. Am o fâșie de aici până acolo. Da, așa. Deci nu mai facem în spate. Deci o ia cu totul. Restul rămâne liber. Deci la întocmirea acestui dosar este obligatoriu aprobarea noastră. Pentru întocmiri. De principiu. Da, în momentul când dosarul va veni finalizat și va veni cu schițe, cu tot ce trebuie, atunci trecem la a doua aprobare, da? Sau nu? La facem evaluare. Eu vorbesc pe baza acestui convocator. Am înțeles, domnule. Da? Și aici scrie aprobare. Am înțeles. Eu... Păi de-aia am specificat, nu de altceva. Nemai fiind alte discuții pe baza acestui subiect, supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Mulțumesc frumos. Ultimul capitol. Diverse. Am aici stați un pic, mă scuze, domnule președinte, am aici și mi-a sprins, a spus că curtea de conturi, domnul Jegăra, a lăsat intenționat aici sau... Păi nu, a zis să pune una în ordine de lei. Da, dar nu și raportul de curții de conturi, a venit și dispoziția curții, decizia curții de conturi. După cum bine știți, în perioada alegerilor că s-au suprapus una cu alta, a fost și controlul curții de conturi. Bine, i-au venit mai înainte și au terminat tot mai înainte, dar au fost în perioada campaniei. Curtea de conturi, Bacău, care a făcut controlul de audit la activitatea Unității Administrative Teritoriale la Comunul Cotsuvănesc. Și în urma controlului s-a întocmit un raport la curții de conturi, care iar este destul de sufose pe fiecare activitate în parte. Cine vrea să studieze, poate studia, îl pun la dispoziție. Ca la fiecare control, la orice unitate se duce, la orice primărie, că instituție publică, că e privată, că nu știu cum, bineînțeles că se mai găsesc și anumite lucruri care trebuie îndreptate. Nu sunt lucruri de, cum să vă spun eu, sunt lucruri de suprafață, nu de fond, nu de profunzime. Adică, la salarii s-a mai dat anumite sporuri, curtea de conturi a venit și le-a tăiat, noi avem dreptul să acționăm în instanță. Și dacă câștigăm, câștigăm, dacă nu crea, cum a fost la profesor, știți că ați câștigat instanță și ar trebui să vă dăm banii, ceilalți vă dăm banii. Dacă nu câștigăm, cei care au încasat banii îi dau înapoi. La încasări persoane fizice, acolo unii nu am încasat în totalitate taxele și impozitele care se cuveneau.
au venit cu anumite sancțiuni și avem termen de încasare, la persoane juridice de asemenea, la mijloacele auto de asemenea, la pășune, la ce vreți dumneavoastră, orice mijloc de a, orice sursă de venit și orice sursă de a aduce banii la primărie și, și felul cum au fost cheltuiți. Și după aia, bineînțeles, s-au luat toate investițiile la rând, prin mergere în teren, sondarea anumitor suprafețe din investiții, că e asfalt, în, măsurarea traseelor și așa mai departe. Toți parametrii tehnici care sunt trecuți în, în proiectul tehnic și caietul de sat. Vere mai mult în PTH și proiectul tehnic. V-am spus, nu sunt lucruri de, cum să spun eu, de profunzime, sunt lucruri de suprafață care se pot remedia. Bineînțeles, curtea de conturi nu înseamnă că avem trasat o lună jumătate și... De termen. Așa, au dat termen ca să remediem aceste mici, nu deficiențe, să zic. Disfuncționalități. Disfuncționalități, uite, bine. Așa. Și o să revină să vadă cum le-am dus la deplinire. Și acolo unde suntem vinovați plătim, unde nu suntem, nu plătim. Dacă câștigăm în instanță, avem dreptul, dreptul nostru este de a acționa în instanță. Dacă în instanță câștigăm, suntem absolviți. Dacă nu câștigăm, suntem unde plată. La orice. Că e la investiții, că e la salarii, că e la sporuri, că e la, știu eu, la ce, la orice. Orice cheltuială făcută. În mare v-am spus, cine vrea să-l citească, l-are la dispoziție, îl poate citi, îl mai xerocopiem, dacă vreți, puteți citi fără niciun, fără nicio problemă. La diversii, vă rog frumos, dacă dorește cineva să ridice vă problemă, sau, dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumim pentru parte.